Organizarea unei competiții de anvergură, cum a fost europeanul de basket sub 20 de ani, a necesitat o mobilizare a tuturor instituțiilor din Argeș. Dintre acestea, DJTS Argeș a avut un rol extrem de important. Directorul sălii sporturilor, Răzvan Tunaru, a declarat că au fost extrem de multe lucruri de pus la punct, iar direcția a rezolvat 19 din cele 20 existente. O lună înainte, din 20 de puncte care le-am primit, a trebuit să le rezolvăm pe care putem. Cu efortul depus de noi, de toată direcția, deci nu mă lau numai pe mine aici, să știți. Deci lau toți colegii, inclusiv directorii. Am rezolvat 19 puncte din 20, pentru că al 20-lea nu mai depindea clar de noi. Erau acele panouri publicitare care le-ați văzut electronice, care erau de altă competență. Și puteți să evidențiați aici, să știți că pe federație nu i-a costat un leu aceste 19 puncte care le-a rezolvat direcția. Adrian Bughiu, directorul adjunct al DJTS Argeș, și Răzvan Tunaru, directorul sălii sporturilor din Pitești, sunt de părere că anumite persoane și instituții nu știu să aprecieze munca de organizare a personalului direcției de sport. De fiecare dată când se întâmplă un eveniment important în care suntem angrenați, practic meritele noastre ori și le atribuie alții, ori sunt trecute, minimalizate la maxim. Exact. Dezamăgit sunt, și poate în discursul celorlalți colegi o să vedeți noastră, modul în care am fost tratați de unele persoane, nu dăm nume aici. Pentru că fără noi și implicarea noastră totală, această competiție s-a ținut extraordinar din toate punctele de vedere, iar Federația Română de Basket n-a primit un euro amendă. Dacă s-a primit vreun euro amendă, s-a primit poate de alte considerente, dar ce a depins de sală, ce a depins de personalul direcției și al sălii și de celelalte probleme, a fost totul ok. Deci nu s-a luat un leu amendă. De asemenea, Laurențiu Achimescu, directorul DJTS Argeș, consideră că ar fi fost normal un sprijin al Ministerului de Resort, mai ales că actualul secretar de stat, Carmen Tocală, a condus până nu demult și Federația Română de Basket.